Conexiune istorică. Ascultarea cu bucurie. Cinstește pe tatăl și pe mama ta este una dintre poruncile rostite pe muntele Sinai. Este singura dintre cele 10 porunci care are o promisiune. Ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, însă Biblia ne spune că le-a fost supus părinților lui de pe pământ, Iosif și Maria, niște țărani umili din Galileea. Făcea ce îi se spunea, chiar și atunci când sarcina care îi era încredințată nu îi era pe plac. Să ne gândim la natura ascultării și la nevoia de ascultare. Copiii nu sunt învățați întotdeauna această lecție importantă. Datoria de a te supune și păcatul neascultării nu le sunt imprimate în conștiință. Copiii trebuie să învețe să se supună părinților lor. Ei trebuie învățați și educați. Nimeni nu poate fi cu adevărat bun dacă nu a învățat să-și predea voința, mai întâi părinților și apoi lui Dumnezeu, și să se supună cu zel. Cei care învață să se supună sunt singurii potriviți să poruncească. Învățând lecția ascultării, copiii nu doar că își onorează părinții și le ușurează poverile, dar îi sunt pe plac. Celui care are cea mai mare autoritate, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este o poruncă pozitivă. Copiii care nu își respectă părinții și care nu țin cont de dorințele acestora, nu doar că îi dezonorează pe părinți, dar încalcă legea lui Dumnezeu. Cu cât copiii își supun mai devreme voința în fața părinților lor, cu atât mai ușor va fi pentru ei să se supună cerințelor lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate spera la dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu învață să se supună poruncilor sale și dacă nu stă ferm împotriva ispitei. Copii, vreți să aveți voință, dar nu voință care să nu primească sfaturi sau să asculte de experiență. Dacă aveți frați sau surori mai mici, nu le oferiți un exemplu de neascultare față de părinții voștri. Influența voastră i-ar putea îndrepta în direcția cea bună sau spre pace și siguranță sau s-ar putea dovedi dăunătoare pentru ei. Dacă mergeți pe calea neascultării și a vanității, nu vreți să vă gândiți sincer și serioși să vă întoarceți de la calea aceasta? Încetați cu nebunia și cu păcatul și Dumnezeu vă va ierta și vă va binecuvânta și va îndepărta toate rălele pe care un astfel de drum le-ar aduce cu siguranță asupra voastră. Căutați să fiți utili și ajutați-vă părinții, fiind grijulii. Îndepliniți-vă îndatoririle, luându-le așa cum vin și făcându-le într-un spirit răbdător, bucuros. Faceți parte din familie și adăugați la familie muncă și cheltuială. Ar trebui să fiți gata să vă faceți partea fără a vă plânge. Nu vă încruntați și nu vă agitați atunci când vi se cere ceva, ci duceți cu bucurie micile poveri și astfel ușurați-le munca părinților voștri. Nu sunt altceva decât niște treburi simple, casnice, de zi cu zi și vă pot părea mici și nesemnificative, dar cineva trebuie să le facă. Dacă le faceți rapid și cu inimă veselă, pentru că puteți face ceva care să mai ia din poverile părinților tăi, veți fi o binecuvântare în cămin. Nici nu știți cât de mult bine puteți face având mereu o față veselă, senină și căutând ocazii pentru a-i ajuta. Prin credincioșia și îndatoririle mici ale vieții, veți câștiga experiența care să vă facă potriviți pentru a purta responsabilități mai mari. Nu uitați că nu aveți caracterele pe deplin formate, dar că zi după zi clădiți pentru veșnicie. Modelați-vă caracterul după exemplul divin. Puneți în caracterul vostru toată bunătatea, ascultarea credincioasă și dragostea posibile. Educați-vă să aveți un spirit blând și liniștit, care în ochii lui Dumnezeu are mare preț. Cultivați compasiunea, păstrați-vă mereu o față veselă, fericită și fiți gata să dați o mână de ajutor celor care au nevoie de voi. Înfăptuirea cu credincioșie a actelor de dragoste, care par un lucru atât de mărunt, va fi înscrisă în cărțile din ceruri. Dumnezeu nu va face nicio greșeală, va nota cu acuratețe fiecare faptă făcută pentru slava Lui.
mergeți înainte, copii, pas cu pas, pe cărarea umilă a ascultării, umblând în căile lui Dumnezeu, iar în ziua minunată a reglării contului, veți primi o răsplată mare. Veți avea parte de o viață lungă și frumoasă pe noul pământ, locul pe care Domnul Dumnezeu ni-l va da. Nimeni nu poate fi cu adevărat bun dacă nu a învățat să-și predea voința mai întâi părinților și apoi lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!